Evenimentul anului la Muzeul Județean este prilejuit de prima expoziție deschisă pentru public după reabilitarea clădirii. Colecția Eveniment Aurul și Argintul Antic al României a fost vernisată astăzi în prezența reprezentanților autorităților locale, dar și a secretarului de stat din Ministerul Culturii, Bogdan Stanoievici. În ceea ce privește această expoziție, cred că este a cincea sau a șasea la care particip. De fiecare dată când știu de acest lucru și pot să fiu prezent, încerc să fiu prezent. Eu am iubit întotdeauna istoria și acum, de când cu această nouă caschetă de secretar de stat în Ministerul Culturii, încerc să, alături de Ministrul Culturii, să fac și să facem împreună cât mai multe lucruri pentru a salva lăcașele de cultură, obiectele care sunt jefuite de ani, de zile. Ne aflăm la Buzău, în loc unde se întâlnesc cele trei provincii românești. Expoziția aceasta a fost concepută să călătorească prin țară și a încheiat drumul prin Banat și Transilvania și își începe călătoria prin Muntenia pentru ca în 2016-2017 să meargă prin Moldova și să ajungă și în Basarabia. Colecția reunește peste 1000 de piese arheologice reprezentative lucrate în aur și argint. Acestea au fost descoperite pe teritoriul României și acoperă o perioadă istorică de peste 5000 de ani, din Eneolitic până în Antichitatea Târzie. Inițiativa expoziției itinerante aparține Muzeului Național de Istorie de la București, la care s-au adăugat încă 31 de muzee din toată țara. Sunt expuse podoabe, accesorii vestimentare, arme de paradă, obiecte de veselă, de ceremonie și monede, multe dintre ele fiind considerate adevărate capodopere artistice la nivel mondial. Pentru prima dată la Buzău sunt expuse și 4 dintre piesele originale ale celebrului tezaur de la Pietroasele. Avem marea onoare de a găzdui un eveniment excepțional, vernisarea expoziției Aurul și Argintul Antic al României, o expoziție, așa cum am mai spus, care se poate vedea odată într-o generație. Tot ceea ce vedeți în această expoziție reprezintă perla coroanei. Vedeta acestei expoziții este de departe tezaurul de la Pietroasa, cunoscut în termeni populari drept cloșca cu puii de aur. Acest tezaur are un periplu tumultos, ca și istoria noastră de altfel. A fost descoperit în 1837. Iată că după 178 de ani s-a întors acasă. Noi avem din 1981 și copia tezaurului, care are o istorie foarte interesantă, făcută de Paul Telge, bijutierul casei regale de la Viena, la comanda regelui Carol I. Această copie a ajuns la Muzeul Național, ulterior ajungând la Muzeul Județean Buzău. Sunt anumite diferențe, copiile fiind făcute înainte ca tezaurul să fie restaurat, ceea ce este un lucru important. Alături de piesele din celebrul tezaur buzoian sunt expuse și câteva din impresionantele brățări dacice din aur descoperite în Munții Orăștiei. Expoziția va fi deschisă timp de 5 săptămâni cu excepția zilelor de luni. Vizitatorii vor plăti 6 lei pentru un bilet, iar elevii și studenții 1,5 lei de persoană. Tot astăzi au fost redeschise pentru public și expozițiile permanente de artă ale Muzeului Județean.